Așa cum știți, ne aflăm într-un scurt ciclu de mesaje, de meditații despre muncă și bani, despre muncă și finanțe și vrem ca să avem o teologie biblică și practică despre ceea ce înseamnă a munci după voia lui Dumnezeu, a munci după metodele biblice și ceea ce înseamnă a administra rodul muncii noastre după principii, motivații, metode biblice. Este un subiect destul de dificil pentru mine personal. Este un subiect cu care m-am zbătut toată viața mea. Binecuvântarea lui Dumnezeu prin belșug poate fi o încercare care duce la sfințenie sau poate fi un blestem și am experimentat ambele. Am experimentat ambele în viața mea atunci când am gestionat binecuvântarea în mod corect. Ea a fost folosită de Dumnezeu spre sfințenia mea și spre binecuvântarea altora. Și atunci când nu am luat seamă la cuvântul lui Dumnezeu, belșugul material a fost un blestem în viața mea. Este un pasaj în Sfânta Scriptură care m-a marcat deosebit de puternic. Este acel pasaj în care Domnul Iisus se întâlnește cu tânărul bogat. Și a fost un pasaj care la diferite etape din viața mea m-a cercetat, m-a zdrobit. Înainte ca să luăm decizia ca și familie, ca să venim înapoi în România și să ne implicăm în lucrarea aceasta de a sluji pe Domnul în România, scopul, dorința noastră a fost să vedem o biserică, ba mai mult, multe biserici plantate spre slava lui Dumnezeu, care să ghideze, să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum zice fratele Cristi, eu am un Excel așa în capul meu și așa te învață lumea, să stai și să faci pro și contra și să pui în două coloane ce este pro și ce este contra. Și au fost multe lucruri pro și au fost unele lucruri contra și cam toate lucrurile contra țineau de aspectul material, de confort, de finanțe, de tot felul de lucruri care sunt realități atunci când vorbim despre a te muta într-o altă țară, de a te muta într-o țară care poate are alte oportunități inferioare decât cea în care te afli și în acel moment am fost din nou cercetat de acel incident, de acel pasaj în care tânărul bogat merge la Domnul Iisus și mi-a marcat felul în care la un moment dat spune că Domnul Iisus s-a uitat la el și l-a iubit și a zis, du-te și vinde tot ceea ce ai. În momentul acela m-a bântuit gândul acesta și rugăciunea aceasta, Doamne, nu mă lăsa ca să fiu acel tânăr bogat. Nu mă lăsa ca să iubesc averile acestei lumi mai mult decât te iubesc pe tine. Dacă România la ora actuală și creștinii din România se confruntă cu o problemă, este aceasta. Este aceasta. Noi credem că avem tot felul de alte probleme care sunt mai mari, dar este aceasta. Românii se confruntă, românii pocăiți vorbesc, cu problema dragostei de bani în mod profund. Ultimii 25 de ani au fost goană după bani în această țară. Și pocăiții n-au fost scutiți de această încercare deloc. Lumea evanghelică în ziua de astăzi evită acest subiect cu orice putere sau vorbește în clișee ca să evită realitatea că noi, ca și credincioși, suntem legați de dragostea de bani. Poți predica despre multe subiecte în biserici creștine din ziua de astăzi. Să nu predici despre curvie, sex și bani. Astea sunt păcatele care ne muncesc. Odată ce am dat de libertate, au dat în noi. Rata de divorț este în creștere. Rata de avort. Dacă te uiți la un grafic cu rata de avort, care era ilegal în timpul comunismului, și rata de avort după comunism, suntem pe locul întâi. Și
Suntem pe locul 1 pe evaziune fiscală. Cred că la băutură suntem pe locul 2 sau 3, că-s rușii și blocul estic. Ca și evanghelici în România, suntem îndrăgostiți de bani. Este o constatare a mea cât se poate de obiectivă și aș putea să vă aduc dovezi, dar nu este nevoie, pentru că fiecare care mă ascultați știți lucrul acesta. Ca și evanghelici, suntem, colectiv vorbind, tânărul bogat. Ne întâlnim săptămânal cu Domnul Iisus Hristos și El se uită la noi și ne iubește și ne spune ce trebuie să facem ca să fim mântuiți. Și anume să-L iubim pe El mai mult decât orice. Și plecăm întristați, nu pentru că avem multe avuții, că încă suntem săraci în România comparați cu lumea vestică, ci pentru că ne dorim multe avuții. Cât de trist! Măcar dacă le-am avea, știi, americanii, germanii, ei le au. Dar noi ne vindem veșnicia nici măcar pentru bunuri pământești, pentru dorința, speranța că vom ajunge cândva să le avem. Rugăciunea mea pentru mine de ani de zile este, Doamne, nu mă lăsa să fiu tânărul bogat. Și rugăciunea mea pentru dumneavoastră și mai ales pentru cei de aici, din Biserica Sfânta Trăime din Zalău, este ca Dumnezeu să vă pocăiască de dragostea de bani. Să vă smulgă inima din această lume și să o transpună în împărăția Lui cerească. Ca El să fie valoarea voastră supremă. Unii veți zice, dar eu deja îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima. Aș face orice pentru Dumnezeu. Așa de mult vorbim în clișee și așa de puțin trăim în credință. Ai face orice pentru Dumnezeu? Cine te oprește? Ai da orice pentru Dumnezeu? Ce te împiedică? La fel cum ai libertate ca să câștigi, ai libertate să dăruiești. La fel cum ai libertate ca să agonisești, ai libertate ca să sacrifici. Am face orice? Îl prețuim mai mult decât orice? Cât timp vom trăi în clișee? Domnul Iisus explică în acel text, și nu este textul acela neapărat scopul predicii, cât de greu este pentru un om bogat să intre în împărăția cerului. Și numărul unu pe lista motivațiilor, chiar a creștinilor în țara noastră, este să ajungem bogați. Plângerea numărul unu când vorbești cu oamenii, chiar în biserici, este faptul că nu câștigă destul, că nu au destul. Și Domnul Iisus spune lucrul ăsta, este cel mai tragic, pentru că este imposibil. Singura veste bună pentru cei dintre noi care am fost binecuvântați cu o oarecare măsură din belșug este că tot Domnul Iisus spune că ce este imposibil pentru oameni este posibil cu Dumnezeu. Altfel am fi pierduți, toți. John Piper zicea la un moment dat despre faptul că noi în lumea vestică și ne includ pe noi, pe românii, credem că crizele economice sunt ciclice. Dar în lumea care e în dezvoltare, criza este permanentă. Faptul că avem curent în biserică și căldură și pâine pe masă, înseamnă că noi nu suntem și n-am fost vreodată într-o criză economică. Pentru că sunt credincioși în ziua de astăzi care n-au curent și care vor pleca de la slujba de duminică dimineață și nu vor mânca nimică. Relativ la realitatea acestei lumi deplorabile, acestei lumi care este devorată de păcatul nostru, fiecare dintre noi este bogat. Și totuși ne dorim să fim mai bogați, mai avuți. O, dacă am avea foamea după bogățiile spirituale care avem după bogățiile naturale. Cum ar arăta viețile noastre, casele noastre? Ce trist este să mergi, de exemplu, într-o casă creștină și să vezi tot felul de obiecte de valoare expuse, dar să nu vezi o carte creștină, o Biblie, un manual de studiu biblic. Nu mai există casă de pocăit fără o plasmă.
Dar din ce în ce mai mult există case de pocăiți fără biblioteci. Cele mai multe. Cele mai multe. În duminica care a trecut și vreau să vă mulțumesc pentru răbdarea care ați avut-o, pentru că mi s-a arătat cu dovezi că predica de după masă, de exemplu, a fost de o oră jumate. Am privit la ceea ce înseamnă motivația corectă pentru a munci și felul în care trebuie să muncim. Da? Și să recapitulăm. De ce muncim? Care este răspunsul corect? Pentru slava lui Dumnezeu. Haleluia. Deci înseamnă că predica a fost cu efect. Sunt convins că la locurile de muncă, în săptămâna care a trecut, productivitatea a fost maximă în săptămâna trecută. Nu-i așa? Maică era să mă sune șefii dumneavoastră să mă întrebe ce s-a întâmplat cu voi. Cum trebuie să muncim? A fost a doua întrebare. Și răspunsul este? Ca pentru Domnul. Dar sunt convins din nou că fiecare dintre noi în săptămâna care a trecut a muncit ca pentru Domnul. Adică în așa fel încât să îl arătăm glorios pe Dumnezeu. Astăzi vom încerca să lărgim concordanța biblică a minții noastre și să avem categorii. Nu vom putea în mod exhaustiv să privim la tot ceea ce spune Biblia pe acest subiect, dar să avem categorii biblice despre ceea ce spune Biblia că sunt efectele muncii după motivații biblice, după principii biblice, prin metode biblice și care sunt efectele muncii atunci când abandonăm acele principii. Și vrem să avem niște puncte de reper, niște categorii în mintea noastră încât să putem naviga viața noastră și să știm să ne raportăm în mod corect. Vrem să privim ce ne spune Scriptura că sunt efectele muncii atunci când muncim spre slava lui Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu, și care sunt efectele muncii în viața noastră atunci când muncim spre propria slavă și prin propriile metode. Da? Nu există alte categorii. Păi frate, eu nu muncesc spre slava lui Dumnezeu, dar eu totuși am alte motivații. Eu muncesc pentru familie, eu muncesc pentru societate. Nu. Există spre slava lui Dumnezeu sau spre propria slavă. Astea sunt cele două categorii. Atât. Că tu le maschezi și eu le maschez printr-un altruism fals, prin tot felul de lozinci. Ori muncești pentru tine, ori muncești pentru slava lui Dumnezeu, da? Sunt cele două categorii în care se încadrează toată lumea. Lucrurile sunt chiar așa de simple. Chiar așa de simple. Urăsc felul ăsta de a discuta. Oricând sunt lucruri care Biblia le prezintă foarte simple, văd și comentarii, și discuții. Și... Păi frate, nu-i chiar așa de simplu. E mai complexă problema, nu? E chiar așa de simplu. Ori trăiești pentru Dumnezeu, ori trăiești pentru tine. Ori trăiești pentru slava lui Dumnezeu, ori cauți slava oamenilor. Este chiar așa de simplu. Da? Care sunt efectele muncii? Ce se întâmplă, sau ce spune Biblia, că este efectul muncii atunci când muncim spre slava lui Dumnezeu și atunci când muncim ca pentru Dumnezeu? Și aceste două, țineți minte, sunt legate. Nu poți munci ca pentru Dumnezeu dacă nu ai motivația slavei lui Dumnezeu. Da? Nu poți munci ca și un credincios dacă nu ești credincios. Este cât se poate de logic. Efectul suprem este acesta. Dacă muncești spre slava lui Dumnezeu și dacă muncești ca pentru Dumnezeu, efectul este că Dumnezeu este glorificat. Din nou, simplu. Teologia nu este chiar așa de complicată cum ar vrea unii ca să o facă. Și anume, asta înseamnă că Dumnezeu este arătat prin noi, prin viața noastră, prin munca noastră, ca fiind exact ceea ce este. Asta înseamnă a-L glorifica pe Dumnezeu. Nu înseamnă a-L face glorios, a-L lua de unde îi și a-L ridica la un alt nivel. Da? Eu, când îți fac ție un compliment, chiar dacă este adevărat, eu te ridic la un nivel la care tu nu ești. Dacă eu zic că ești frumos, tu ești într-adevăr frumos, da? Dar este un adevăr incomplet. Incomplet. Pentru că sunt și lucruri urâte despre tine. Da? Sunt lucruri imperfecte despre tine. Când zic despre Dumnezeu că El este cel mai frumos, da? Nu zic altceva decât ceea ce este adevărat.
Nu-L fac pe Dumnezeu să fie cel mai frumos. Nu-L ridic dintr-o stare de imperfecțiune într-o stare de perfecțiune. A-L proslăvi pe Dumnezeu, a-L glorifica pe Dumnezeu, înseamnă a arăta pe Dumnezeu prin ceea ce facem, prin felul în care trăim, ca fiind exact ceea ce este. A-L arăta ca fiind mai prețios decât orice altceva. A-L arăta ca și fiind mai frumos pentru noi decât orice altceva. Mai satisfăcător decât orice altceva. Da? Și în mod normal, pentru un credincios, asta ar putea fi finalul predicii. Am înțeles. A munci pentru slava lui Dumnezeu, a munci prin metodele lui Dumnezeu, îl arată la celor din jurul meu și mie, până la urmă, pe Dumnezeu așa cum este El. Devin un canal, o conduită prin care Dumnezeu este transmis, este arătat celor din jurul meu și este experimentat de mine. Și pentru un credincios, asta ar trebui ca să fie finalul mesajului. Este suficient. Poți ca să te întâlnești cu Dumnezeu, ca să vezi caracterul Lui, natura sa, prin felul în care îți trăiești viața. Și cei din jurul tău pot ca să întâlnească cu Dumnezeu, uitându-se la tine și la felul în care tu muncești, la felul în care îți crești copiii, la felul în care trăiești în această societate, n-ar mai trebui ca să avem alte motivații. Caracterul și natura lui Dumnezeu devin vizibile prin noi. Devin vizibile prin noi când trăim și muncim din motivații corecte și prin metode corecte. Un om motivat de glorificarea lui Dumnezeu și împuternicit de Duhul lui Dumnezeu este un fenomen straniu, extraterestru pentru cei din lumea aceasta. Realmente, când vezi un om care este motivat de gloria lui Dumnezeu și care este călăuzit și împuternicit de puterea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, ți se pare că este de pe altă planetă. Când vezi un om care se bucură în suferință, da? Un alt subiect care îl studiem împreună. Când vezi un om care este dispus să facă ceea ce îl glorifică pe Dumnezeu oricât l-ar costa, tu ca și creștin te uiți la el și zici ceva e bai cu ăsta. Ceva nu-i normal cu ăsta. De ce? Pentru că în ziua de astăzi, cei mai mulți creștini nu arată așa. Creștini între ghilimele. Cele mai multe biserici nu arată așa. Arătăm ca și lumea. Și când unul din cadrul unei biserici trăiește într-adevăr pentru gloria lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, în puterea Duhului Sfânt, este ceva total straniu pentru noi, un fenomen ciudat. Lucrul acesta va fi evident pentru cei din jurul nostru. În Matei 5, acel pasaj unde Domnul Iisus are predica de pe munte, spune el în felul următor, tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și am redus în predicarea noastră și în bisericile noastre acest pasaj la o moralitate păgână simplă, de parcă Domnul Iisus ar spune pur și simplu, fiți niște oameni morali și prin asta lumea își va da seama că sunteți deosebiți. Oare asta e lumina despre care vorbește Domnul Iisus? Pur și simplu că nu omorâm pe nimeni? Pur și simplu că nu ucidem pe nimeni? Pur și simplu că nu furăm? Ce anume este lumina despre care vorbește Domnul Iisus? Doar moralitatea? Care până la urmă au și păgânii, mulți dintre ei? Dacă ne uităm în contextul pasajului, vedem că la versetul 11, chiar înainte, Domnul Iisus vorbește despre faptul că trebuie ca să ne bucurăm când suntem prigoniți pentru El. Trebuie să fie o fericire pentru noi când suntem prigoniți, tot așa cum au fost prigoniți prorocii dinainte. Ce înseamnă asta? Că există un mesaj al Evangheliei care îl vestește credinciosul și există o viață a Evangheliei care o trăiește credinciosul și asta va atrage prigoana celor din jur. Vei fi un extraterestru pentru ei. Vei fi un cancer străin organismului și ei vor vrea ca să te evacueze repede
pentru că tu ai un mesaj care este contrar valorilor lor. Nu să nu furi, să nu bei, să nu... Nu. Mesajul că Dumnezeu este cel mai valoros. Mesajul că Dumnezeu este sfânt. Mesajul că Dumnezeu are pretenții de la viața lui. Mesajul că Dumnezeu este creatorul și este cel care domnește peste această lume. Și ai o viață care corespunde cu acest mesaj și asta va duce ca cei din jurul tău să vadă acea lumină și să te urască. Să fie prigoană. Și atunci când Dumnezeu lucrează prin Duhul lui cel Sfânt, mesajul tău și mărturia ta va fi folosită de Dumnezeu să lumineze în viața lor și să vadă slava lui Dumnezeu. Dar înainte să vadă slava lui Dumnezeu, omul firesc te va urâ. Problema noastră este că nu avem destui dușmani ca și credincioși. Nu ne prea prigonește nimeni. Nimeni. N-au motive. Mesajul nu este a Bibliei și viața nu este biblică. Ce să urască? Niște oameni ca și ei? Niște oameni care cred aceleași lucruri și fac aceleași lucruri? Care prețuiesc aceleași valori și umblă după aceleași valori? Ce să urască? Dar dacă luminează lumina noastră, viața noastră care vestește mesajul Evangheliei și trăiește acel mesaj înaintea oamenilor, pentru cei mai mulți, va fi o repulsie. Dar pentru cei care Duhul Sfânt îi cheamă prin mesajul și viața noastră, vor vedea slava lui Dumnezeu și vor da slavă Tatălui nostru. Asta este scopul principal al vieții noastre, al muncii noastre, pentru slava lui Dumnezeu, prin metodele lui Dumnezeu, împuterniciți de Duhul Sfânt. Ca Tatăl nostru să fie glorificat prin tot ceea ce facem noi, chiar dacă ne costă absolut totul. Absolut totul. Ne costă reputația noastră, faima noastră, prietenii noștri, banii noștri. Pentru că satisfacția de a-L vedea pe Dumnezeu glorificat este suficient. Este desăvârșită. Și Biblia spune că dincolo de acest efect suprem, există tot felul de efecte secundare care munca din motivații corecte, prin metode corecte, o produce. Și lucrurile acestea sunt bune și Dumnezeu, ca un tată iubitor, cum explicam și data trecută, ne contorizează această teologie a muncii în așa fel încât să înțelegem că nu avem nimic de pierdut până la urmă, pe niciun plan, când ne trăim viețile după principiile Lui. Și ne explică. Nu ne dă doar așa acest ante general, pentru slava mea și atât. Ne explică că până la urmă a trăi pentru slava lui Dumnezeu este spre binele nostru. Unul dintre efectele muncii după motivații corecte și după principii corecte, este faptul că ea produce o împlinire și o satisfacție în viața noastră. Acum și aici. Într-adevăr, creștinismul este o religie, o credință a anticipării. Noi trăim în anticiparea a ceea ce va urma. Dar în același timp, noi gustăm bucuria glorificării acum și aici. Gustăm ceea ce înseamnă bucuria muncii noastre, nu doar în veșnicie. O gustăm și aici. În Eclesiastul 2, cu 24, Eclesiastul spune în felul următor. Nu există alt bine pentru om decât să mănânce, să bea și să sature sufletul cu tot ce este mai bun din agoniseala lui. Am înțeles că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Până la urmă, Eclesiastul, care se zbate puternic cu această problemă, Solomon, care se zbate puternic cu această problemă, un om cât se poate de avut și să zbate cu această problemă a banilor, a muncii lui, ajunge la această concluzie. Și minciuna lumii în care trăim este că împlinirea și satisfacția ține în mod principal de ceea ce ai, de cât ai.
Solomon avea aceeași problemă. La un moment dat încearcă să rezolve satisfacția lui prin a construi mai mult, prin a sădi mai multe vii. Și satisfacția nu venea. Oricât de mult realiza și oricât de mult avea, satisfacția și împlinirea nu venea. Ceva a trebuit să se schimbe în paradigma vieții lui, încât satisfacția prin muncă să devină o realitate. Realitatea este că câștigul material nu te poate satisface vreodată cu adevărat. Asta spune Biblia. Știu că e greu pentru voi să concepeți și să credeți așa ceva. Pentru că mesajul acesta l-aveți câteva minute pe săptămână la biserică și în rest, non-stop, 24 din 24, la televizor, la radio, la internet, prietenii voștri, prietenii noștri ne spun, dacă ai avea, ai fi fericit. Dacă ți-ar cumpăra soțul, ai fi fericită, ai fi împlinită. Repede, grăbește, acum e la reducere, fericirea să vinde, 25% redus. Asta cumpărăm. Ăsta e mesajul întotdeauna. Marketingul e foarte, foarte simplu. Ăsta e mesajul. Poți cumpăra astăzi la reducere fericirea. Obiectul care se vinde e irelevant. Conceptul care se vinde e împlinirea, fericirea prin obiectul respectiv. Și Biblia are o ofertă. Un obiect al fericirii tale. Iisus Hristos, care este în dar. De aceea niciodată nu e la reducere, n-ai cum să ai harul la reducere, e deplin întotdeauna. Lumea aceasta vrea ca să ne convingă că există satisfacție și împlinire în lucrurile materiale. Și foarte mulți dintre noi am mușcat această gălușcă, această capcană, această momială. Cât timp Solomon avea o perspectivă greșită și o motivație greșită, concluzia lui era că totul este deșertăciune. Totul. Și dacă tu crezi că vei ajunge la genul de averi descrise acolo, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Dar atunci când motivațiile lui devin aliniate cu Dumnezeu, și cu cuvântul lui Dumnezeu, el găsește că și prin aceste instrumente naturale există satisfacție. Dar satisfacția nu este în ele, ci este doar prin ele. Sunt metode, sunt instrumente, sunt conduite prin care Dumnezeu ne binecuvântează viața ca să experimentăm adevărata binecuvântare și anume a fi împliniți în el. Am înțeles, zice el, că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Și satisfacția, împlinirea, vine din mâna lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că el a trebuit să se deprindă ca să fie mulțumit în toate circumstanțele. Să înțeleagă că și în sărăcie, și în bogăție, și în belșug, și în lipsuri, și în sănătate, și în toate, Hristos este suficient. Solomon ajunge să-și sature sufletul cu tot ce este bun din agoniseala lui. Asta este întrebarea. Cum vei putea avea sufletul sătul? Cei mai mulți punem și pun accentul pe agoniseală. Și uităm esența. Secretul este ca să iei ce este mai bun. Să iei ce este cu adevărat bun. Să înțelegi că săturarea sufletului vine din mâna lui Dumnezeu. Că singurul lucru care poate sătura sufletul este Dumnezeu. În felul acesta vei avea sufletul sătul. Dacă știi să te bucuri în Dumnezeu, sufletul tău va fi sătul chiar dacă stomacul tău este gol. Chiar dacă. La toți ne place Romani 8, da? Mai ales nouă baptiștilor reformați. Romani 8, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc. Nimic nu ne va despărți de dragostea lui Hristos.
Și există acele liste minunate în Romani 8, care ne arată felul minunat în care Dumnezeu lucrează lucrurile spre bine și în care putem simți din ce în ce mai mult dragostea lui Hristos. Și nimic nu ne separă de dragostea lui care este plinătatea sufletului nostru. Nici necazul, nici strâmtorarea, nici prigoana, nici foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdea, sabia. Noi dacă vedem un obiect, un sacou, și nu ni-l permitem, turbăm și uităm de dragostea lui Hristos. Și săptămâni la rând ne gândim numai la sacou ăla care e în vitrină undeva la mall și eu încă nu mi-l permit. Înlocuiți mașină, casă. Cu cât e obiectul mai mare, cu cât e durata agoniei mai mare. Și ne-am fost separați de dragostea lui Hristos. N-a fost nevoie de prigoană și de sabie. Sau poate n-am gustat vreodată dragostea lui Hristos, pentru că promisiunea este că nimic nu ne va separa de dragostea lui Hristos. Dacă, da, Romani 8:28, ce? Cei care i-a cunoscut mai dinainte, i-a justificat, i-a și glorificat. Dacă suntem așa de ușori despărțiți de dragostea lui Hristos, între ghilimele, am cunoscut vreodată acea dragoste a lui Hristos de care nu ne poate despărți nimeni? Mâine dimineață, te duci la servici. Și zice, șef, auzi, îmi pare rău. Firma s-a restructurat și jobul tău, postul tău foarte bun și bine plătit nu mai este valabil. Cum va fi sufletul tău? Sătul? Îndeplinit? Sau o să simți așa lumea cum se năruie în jurul tău? Vei vedea negru în fața ochilor. Nu mai știu, nici nu mă pot duce acasă. Am auzit oameni care mi-au relatat asemenea experiență, când am fost concediat sau au avut o pierdere financiară. Nici nu puteam să mă duc acasă, că nu știam ce să-i zic familiei mele. Secretul este să iei ceea ce este bun. Și anume, pe Dumnezeu. Și sufletul tău va fi sătul, vei fi împlinit și te vei bucura prin aceste binecuvântări, care Dumnezeu poate că vrea, poate că nu vrea să le dea pentru un timp. De Dumnezeu. Al doilea rând, a munci după motivații corecte, a munci prin metode corecte, îți dă o pace și o liniște în viața ta de zi cu zi. O pace și o liniște care lipsește cumplit în ziua de astăzi. Și bisericile, așa zis evanghelice, nu fac excepție. În Psalmul 127 îi se spune că prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Foarte mulți oameni se plimbă în somn, credincioși fiind, și se trudesc în somn. Și somnul ăsta nu mai pare foarte odihnitor. Dar Biblia spune că celor care sunt iubiți de Dumnezeu, truda nu mai este trudă. Munca nu mai este muncă, în felul în care lumea o percepe. Contextul, am văzut și data trecută, în Psalmul 127, este acesta. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, deci acum avem un contrast între cei care sunt păgâni, cei care nu sunt iubiții lui Dumnezeu, cei care nu sunt credincioși, care ce fac ei? Să scoală dis de dimineață și să culcă târziu. Frate, și noi facem așa. Ok, da? Construiesc și construiesc degeaba. Frate, și noi construim. Da, ok. Diferența nu e în activitățile astea. Diferența stă în altceva. În a fi prea iubit de Dumnezeu, în a-L iubi pe Dumnezeu, atunci nu mai te scoli degeaba și muncești până târziu. Atunci nu mai construiești degeaba.
Atunci, toate aceste lucruri sunt transformate pentru că prea iubiților lui el le dă pâinea, nu în somn, nu devenim niște leneși, ci ca în somn. Munca ta, efortul tău devine odihnitor. Pentru că problema cu efortul prin muncă nu este efortul propriu zis. Este stresul care provine de acolo. Pentru că îți dorești, pentru că vrei, pentru că te muncești psihic. Fratele Levi, tata, îmi zicea, măi, eu n-am întâlnit prea mulți oameni să nebunească de la coasă. Nu se prea întâmplă, da? De la sapă și de la coasă nu se nebunești. Dar nebun la birou, întâlnești tot timpul. De ce? Pentru că nu efortul fizic e problema, da? Nu efortul fizic e problema. Efortul psihic și spiritual te consumă. Faptul că tu ești tot timpul muncit de acele aspirații, de acele dorințe. Și faptul că până la urmă în adâncul tău tu știi că te zbați degeaba. Te zbați degeaba. Pacea și liniștea care vin din a munci, din motivații corecte, prin metodele corecte, este un sentiment deosebit. Câtă durere nu am mâncat și noi pentru că am trudit degeaba și fără Dumnezeu. Din tot felul de aspirații și de dorințe deșarte și de motivații false. Ce contrast extraordinar între munca și truda zadarnică și a munci în pace și liniște, ca în somn. Mi se pare o metaforă minunată. Ca în somn. Cum ar fi ca să-ți începi săptămâna de mâine și să muncești ca în somn? Ce odihniți ați venit toți la biserică. Nu? Îți dai seama ce odihnit ai venit duminica la biserică dacă toată săptămâna ar fi ca un somn. Noi venim la biserică de multe ori pentru somn, nu ca în somn. Odihniți, gata. 6 zile am muncit ca în somn, acum ați gata să depun efort maxim să mă concentrez la predică. Noi venim de obicei să... ce grea săptămână am avut, acum mă relaxez și un pic aici în bancă. Asta a fost un feedback care l-am primit referitor la conferința care organizăm. Frate, 4 sesiuni pe zi, câte o oră și ceva o sesiune, plus întrebări și răspunsuri. Frate, e prea epuizant, 8 ore într-o zi. Dar câte ore muncești la lucru? Da, la muncă mă relaxez, la scriptură e greu. Pare haios, nu, dai trist. În loc ca omul să zică 8 ore de belșug și de hrană din cuvântul Domnului, nu știu ce m-ar putea energiza mai mult. Și numai bine, eu nu mă stresez prea mult cu lucrurile lumii acestea, deci vin odihnit la conferință. Cam așa ar fi normal, dacă aplicăm și credem Scriptura. Ce minunat ar fi să primești pâinea ca în somn. Frate, dar problema nu e pâinea. Problema sunt restul. Nu? Nu, frate, n-ai înțeles problema, frate păstor. Pâinea e simplu. Mă duc la ABC, cumpăr pâine de ciupe, e pe vatră, e bună, e ușor, e câțiva lei. Restul-s problema, frate. Da. Așa este. Că dacă pâinea cea de toate zilele ar fi suficient, nu? Rugăciunea Tatăl nostru. Ce mincinoși suntem când ne rugăm. Noi nu vrem pâinea cea de toate zilele. Noi vrem visul american sau vest european în România și îl vrem și în modul românesc, balcanic. Nu vrem nemțește. Ordonat, cu efort mult, cu sacrificii. Îl vrem românești. Asta e problema. Nu vrem până la urmă prin etica muncii care a construit-o Europa de Vest, care a fost etica muncii creștine, a reformei protestante. Că acum ei se dezic de asta, asta e altceva. Asta e altă problemă. Ei se dezic acum de valorile iudeo-creștine care au construit Europa. Urmează să publicăm lucrarea de doctorat a fratelui Levi, care este exact pe tema aceasta, pe valorile iudeo-creștine ca și determinante în formarea culturii americane și europene. Și acum, cultura aceea care a fost construită pe aceste valori, pe muncă, pe moralitate, pe dreptate,
vine și în mod sinucigaș își omoară propriile valori. Se surpă temeliile și le dărâmă de sub ea. Asta face Europa astăzi. Și noi ne uităm la Europa de vest sau la America și vedem bogăția lor și o vrem. O dorim. Toți vrem să fim în... Cu ce imagine am rămas? În Dallas. Da? Abraham Maslow, un psiholog în prima parte a secolului 20, a propus acea piramidă a nevoilor personale. Probabil unii dintre voi, dacă ați studiat psihologia în școală, ați auzit de ea. Și el propunea că există o hierarhie, o piramidă a nevoilor personale ca omul să fie fericit. Și el începe de la lucrurile cele mai de bază, nevoile fizice, de a avea hrană, de exemplu. Următorul nivel ar fi nevoia de siguranță, de stabilitate, da? De să nu-ți fie frică că cineva îți dă în cap când ieși din casă. După aia ar fi nevoia de relații interpersonale, de a avea prieteni și familie și o biserică la care să te duci, să te întâlnești cu niște prieteni până la urmă. Da? După aia ar fi valoarea de sine, zice el, adică să ajungi ca să ai o părere bună despre tine, să te iubești pe sine, să crezi că ești un om de valoare. Și în final, în vârful piramidei, zicea el că e nevoie ca omul să ajungă la o realizare de sine, la o actualizare de sine. Și anume, ca să ajungă să-și atingă potențialul care el îl vede în sine, da? Adică dacă tu crezi că ești în stare să faci un lucru, tu îți propui. Zici, măi, eu sunt în stare să ajung director. Eu mă văd un om care eu aș putea fi un director. Până când nu atingi scopul respectiv, până nu ai o actualizare de sine, o realizare de sine, tu nu vei fi fericit. Da? Altul zice, doamne, eu sunt în stare ca să fiu salaor. Asta sunt în stare. Și el când ajunge la lopată, el e actualizat, el e happy. De ce? Pentru că nevoile de bază sunt atinse și până la urmă el îi ceea ce crede că ar trebui ca să fie, da? Maslow, la ceva ani după ce această piramidă a fost acceptată de psihologi, a venit și a reactualizat părerea lui și a zis, cred că am uitat ceva. Este nevoie ca omul, ca să fie cu adevărat fericit, să fie ceva care transcende sinele. Adică nu este suficient doar ca să ai lucrurile de bază și nu este suficient nici măcar să-ți atingi propriul potențial. Trebuie ca să-ți investești viața și identitatea în ceva care transcende. În ceva care depășește doar aici și acum. Altfel, zice el, omul nu va fi niciodată cu adevărat fericit. Sună familiar? Adică chiar dacă ajungi ca să ai toate nevoile fizice, chiar să trăiești în siguranță, chiar să trăiești în belșug, chiar ca să-ți atingi toate dorințele tale, tu te crezi că ar trebui să fii un mare bogătan. Și ajungi să fii un mare bogătan. Zice Maslow, tot nu vei fi cu adevărat fericit pentru că lucrurile acelea nu transcend. Îs trecătoare. Îs doar în tine. Doar aici și acum și în persoana ta. E nevoie ca să-ți investești viața și să-ți țintești fericirea în ceva, prin ceva care transcende. Singurul lucru care se califică este Dumnezeu. Nimic altceva nu este veșnic. Nimic altceva nu transcende în veșnicie. Decât Dumnezeu. Realizarea de sine sau fericirea adevărată este posibilă doar atunci când fericirea noastră nu este legată de noi, ci transcende în sfera lui Dumnezeu. Transcende în sfera lui Dumnezeu. În al treilea rând, munca, în mod normal, logic, produce câștig material. Produce câștig material, da? Am pus-o ca ultima categorie. Cum am zis, este doar un sumar. Am putea ca să facem liste în 30 de puncte la fiecare, da? Proverbe 14 cu 23 spune felul următor. În orice muncă grea,
există și un câștig. Este un principiu biblic, este un principiu logic. Câștigul este o consecință a efortului, da? Dar câștigul material este cel mai puțin important aspect al muncii pentru creștini. Cel mai puțin important. În piramida noastră a valorilor muncii, câștigul material este zero. Este doar o consecință a muncii noastre, da? Logică, normală, naturală. Într-adevăr, dacă muncești după criterii biblice, se va produce un câștig. De cele mai multe ori. Poate nu la fel de mult ca și munca după criterii firești, poate nu la fel de repede ca și munca după criteriile lumești, dar câștigul, Dumnezeu spune că El binecuvintează munca noastră printr-un rod, printr-un câștig material. Și lucrul acesta de la sine nu este o problemă, nu este păcătos. Nu trebuie ca să fie absurd și să zici, măi, oare dacă muncesc și o să câștig, o să fie nervos Dumnezeu cu mine? Că am mers la serviciu și șeful m-a remunerat pentru munca mea. Am mers și am muncit exact cum mi-a spus fratele Mihai și acum șeful mi-a dat bonus. Ce o să fac? Wow, am păcătuit că am primit bonus. Nu! Este o consecință naturală a muncii tale, o consecință care Dumnezeu o dă ca și binecuvântare pentru munca ta, ca să câștigi. Problema nu este câștigul. Problema este de ce vrei să obții acel câștig. Problema este cum vei obține acel câștig. Ce ești dispus să faci să obții acel câștig. Ce vei compromite pentru acel câștig. Cum vei munci pentru acel câștig. Ce vei face cu el odată ce îl obții? Dacă ți-ai propune mâine, eu vreau să câștig $1,000,000. Cei mai mulți v-ați propus deja. Nu m-a trebuit ca să zic fraza și ne-am zis, Doamne, da, Doamne, eu aș vrea să câștig. Și aș vrea ca să țin din milionul acela doar cât să-mi plătesc chiria și să-mi hrănesc familia și restul să-i dau în lucrarea Domnului. Mă, frate, nu fi absurd. Vezi, problema nu este câștigul. Problema este ce vrei să faci cu câștigul. De ce îl vrei? De ce vrei ca să ai binecuvântare materială? Și în cazul ăsta am cam picat toți la test. În momentul în care ne-am gândit la câștig, în spatele gândului acela erau tot felul de lucruri care reprezintă pentru noi acel câștig. Casa care ne-am fi cumpărat-o, hainele care le-am fi luat la copii, și toată lumea ar fi văzut că sunt cei mai frumoși îmbrăcați copii din Zalău. Mașina cu care ne-am fi plimbat. Faima care am fi avut-o. Măi, uite, ăsta a fost un ciuriburi și peste noapte, de când au mers la biserica calviniștilor, gata, e milionar. Nu? Și în momentul în care am luat toate motivațiile acelea, cum le-am luat? Ți-am zis, ce o să se întâmple cu câștigul? Dumnezeu îți va da $1,000,000? Tu vei putea păstra cât să trăiești, adică o pită, o masă, o casă în care să locuiești și aia așa mai ieftină, o chirie anele. Ai zis, păi atunci ce să fac cu milionul? Nu l-ai mai vrut. Pentru că tu îl vrei nu pentru slava lui Dumnezeu. Tu îl vrei pentru propria slavă, da? Pentru propria slavă. Tu ai deja scopuri cu câștigul respectiv. Și nu te interesează care scopurile lui Dumnezeu. Și de aia nu ți-l dă, apropo. Că te-ar blestema dacă ți-l ar da. Dacă ți-l ar da și de mâine ai putea să-ți faci tu de cap, ar fi un blestem pentru tine și pentru familia ta. O, câți copii nenorociți, nu cunosc eu, care i-au nenorocit părinții pentru că tot le-au dat și le-au dat și bietul să nu... Ne-am chinuit, mai ales în America, boala asta. Deja și în România. Ascultam la radio o emisiune despre faptul că tinerii nu mai vor să muncească și părinții îi susțin în prostia asta. Păi noi ne-am chinuit atât, așa cum să meargă să-l chinuie nu știu ce patron, mai bine bietul de el, bleguțul lui tata, să stea acasă, să se odihnească, că am muncit noi bugăt. Da? Câți oameni în America care au fugit pe vremea comuniștilor și au muncit în America și au stat și în lagăre ca să ajungă în America și și-au nenorocit copiii. Pentru că numai le-au dat și le-au dat și le-au dat și le-au dat. Problema nu este câștigul. Problema este
De ce ți-l dorești? Cum îl obții? Și ce vei face cu el odată ce îl obții? Apropo, de dărnicie și de... La ora actuală, cred că am mai împărtășit datele acestea, în lumea în care trăim, o treime din lume nu are acces la Evanghelie. Zero. Nu există o Biblie în limba lor, nu există un predicator care să predice în limba lor, un misionar care să meargă acolo. Zero acces. O treime din lume, da? Per total, din tot creștinismul, da? Din tot creștinismul, știi câți bani să dau ca să meargă către biserică, către misiune? Pe acum suntem, ok, 10% a fost în vechiul legământ, facem un calcul, da? Deci cu siguranță acum am dat peste puterile noastre, trebuie să fie un 15%. 3% este media de dărnicie a creștinilor din ziua de astăzi. 3%, da? Și din ăștia 3%, marea majoritate a fondurilor merg în locurile unde deja lumea e creștinizată. Adică tot așa undeva un 3-5% doar din bani să ducă să trimită misionare acolo. Ca să înțelegem harul care noi îl avem în România. În România să cumpără terenuri de 400.000 de euro să facă biserici cu luminuțe și cu tot felul de măgării. Și o treime din populația planetei moare în întuneric. În România se ridică catedrale și ăia mor fără să citească vreodată o Biblie. Noi nu avem ce lua bani de la americani și de la europeni. Noi, în România. Noi trebuie să băgăm mâinile în buzunarele noastre și să trimitem misionari. Pentru că avem belșug. Și noi cerșim o sponsorizare, o ajutorare. Să vină americanii să ne dea ajutorări. Pentru ce? Să ne îmbuibăm în timp ce ăia mor de foame spirituală? Să ne fie rușine de catedralele noastre baptiste și penticostale. Și nu ne este destul. Mai vrem! Și mai vrem! Și mai vrem! Până într-o zi Dumnezeu va spune destul. Am revărsat harul peste țara aceasta și ați dat cu piciorul în el. Și își va întoarce ochii spre alte popoare. Problema nu este banul sau câștigul sau binecuvântarea materială. Problema este de ce o vrem. În antiteză, Biblia prezintă că atunci când căutăm propria slavă, atunci când lucrăm prin propriile metode, există efecte a muncii noastre. Și primul efect și cel mai important este exact în oglindă, cum am văzut, dacă primul efect este onorarea lui Dumnezeu, glorificarea lui Dumnezeu, atunci primul efect, atunci când muncim spre slava proprie, cu metodele lumești, firești, este că Dumnezeu e dezonorat. E dezonorat. Și dacă ești un credincios, lucrul acesta ar trebui să fie cel mai dureros pentru tine să știi că felul în care tu muncești și motivațiile pentru care tu muncești îl dezonorează pe Dumnezeu. Ar trebui să te sfâșie pe dinăuntru ca să conștientizezi lucrul acesta. Ar trebui să te terorizeze lucrul acesta. Dacă nu ești un credincios, totuși am o veste terifiantă pentru tine. Și anume că Biblia ne învață că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Indiferent dacă tu îl iei în seamă sau nu pe Dumnezeu. Felul tău de a trăi, necinstirea ta, batjocorirea ta lui Dumnezeu, este luată în seamă de Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva ta. Și vine o zi a judecății în care Dumnezeu îți va cere să răspunzi în fața Lui. A spune, păi frate, dar eu nu cred asta. Este aceeași nebunie cu a spune că nu crezi în mașini când treci strada. Eu nu cred în mașini. Eu trec strada fără să mă uit dreapta sau stânga, pentru că eu oricum nu cred în mașini. Vine tirul. Cu ce te-a scutit când ai crezut în mașini? Nimic. Când vine moartea și te vei afla înaintea lui Dumnezeu, faptul că tu încerci toată viața să negi existența lui și să trăiești după propriile tale concepte și filosofii, nu te va scuti cu absolut nimic. La fel cum în fața legii, ignoranța nu e o apărare. Încalci legea, ajungi în fața judecătorului și zici, domnul judecător, eu nu știam. El e dezinteresat că tu nu știai. Da? Ți se cere ca să fii
drept înaintea legii. Dumnezeu îți cere să fii sfânt. Dumnezeu îți cere să fii drept. Și apropo, dacă asculți acest mesaj, acum nu mai ai nici măcar scuză dacă nu știai. Nici măcar scuză aceasta, să nu mai vorbim că Biblia vorbește că toți oamenii pot vedea atributele lui Dumnezeu prin natură și prin conștiința care este în ei, datorită faptului că Dumnezeu a pus o lege în lăuntru omului. Noi știm când păcătuim. Nu ne trebuie codul fiscal să știm când am furat. Noi știm când este furt. Ce înseamnă că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărui dezonorări, oricărui necinstiri? Înseamnă că dacă nu ajungi să ai pace cu Dumnezeu, finalul vieții tale este unul terifiant. Vei sta la judecată înaintea unui Dumnezeu sfânt și atotputernic pe care l-ai dezonorat prin întreaga ta viață. Care va fi apărarea ta? Cum crezi că vei putea scăpa? Știu ce se gândesc unii. Frate, până la moarte mai este mult. Nu presupune eronat că poți adăuga tu o zi la viața ta. S-ar putea să fie astăzi ultima zi care o mai ai în viață. Nu presupune că ai vreun control asupra vieții tale. Că până la urmă ce ai făcut tu ca să ajungi în existență și ce faci tu ca să rămâi în ea. Tu ai hotărât ca să fii născut și tu hotărăști să te mai trezești dimineața. Și în al doilea rând, dacă așa pui problema, e ratat esența lucrurilor. Nu doar că finalul vieții tale va fi unul tragic. Nu doar că judecata va fi terifiantă. Dar viața ta până în acel moment este în mod continuu alterată de faptul că nu ai pace cu Dumnezeu. Păcatul îți distruge viața. Nu ai pace cu Dumnezeu și nu ai pace în inima ta. Nu ai satisfacție în nicio sferă a vieții tale. Și tu știi asta despre tine. Știi că nu ești satisfăcut la servici. Știi că nu ești satisfăcut acasă. Știi că nu ești satisfăcut în societate. Și întotdeauna dai vina pe cineva. O, dacă m-aș fi căsătorit cu o altă fată, aia m-ar fi tratat nu știu cum și aia ar fi avut respect și ar fi... Tu ești problema? O, dacă aș avea alt job și aș avea un șef care m-ar respecta și colegi mai de treabă, tu ești problema? O, dacă aș fi cineva în societate, atunci cu siguranță aș fi fericit și împlinit. Problema e că nu ai pace cu Dumnezeu. Problema e că păcatul a permeat în toate aspectele a vieții tale, în mintea ta, în inima ta. Și n-ai cum să ai pace și liniște. Și n-ai cum să fii fericit. Și n-ai cum să fii împlinit în căsnicia ta. Și n-ai cum să fii împlinit la serviciul tău. Și vei trăi o viață cumplită de teroare și de neîmplinire. Și la final vei da răspundere pentru ea. Ce trist. Și Domnul Iisus vine și spune: luați jugul meu, că este ușor. Și învățați de la mine. Și în final vom fi primiți în brațele Lui. Și noi alegem să ne zbatem și să ne chinuim și să trăim o viață de nimic. Există și o veste bună. Și anume că pacea cu Dumnezeu este darul gratuit al lui Dumnezeu prin credință în Domnul Iisus Hristos. Care a murit pe cruce, plătind prețul păcatului celor ce se încred în El. El care este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și care n-a cunoscut vreodată păcatul. Care n-a încălcat legea lui Dumnezeu cu nimic și a trăit o viață desăvârșită. El a fost făcut păcat pentru noi ca să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, fără vreo plată din partea noastră, fără vreo contribuție din partea noastră, fără vreun merit, ci este darul nemeritat în totalitate. Nu-l poți câștiga. Nu poți munci pentru asta.
Aceasta ne învață Scriptura că este vestea bună a Evangheliei. Și ne învață că ea are efecte radicale pentru cei ce sunt mântuiți prin ea. Apostolul Pavel în Romani capitolul 5, un alt pasaj care l-am studiat împreună în săptămânile care au trecut, spune în felul următor: deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iar pacea aceasta nu ne asigură doar faptul că am scăpat de la judecată. Pacea aceasta se resimte aici și acum în toate aspectele vieții noastre, care astăzi sunt tulburate de păcatul și vrăjmășia și dușmânia care avem împotriva lui Dumnezeu. Și știi ceva? Faptul că n-ai pace acum în starea de păcat este harul și mila lui Dumnezeu, pentru că te trezește la realitatea că lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie. Faptul că n-ai împlinire în serviciul tău și în familia ta și în viața ta, și faptul că oricât de mult cauți să te împlinești prin lucrurile acestea pământești, nu poți, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Că dacă te-ar lăsa în voia minții tale blestemate, ai fi cel mai de plâns. Efectele sunt radicale. Evanghelia transformă viețile noastre. Putem avea pace în veșnicie și putem avea pace aici în viața aceasta. Provocarea pentru credincios este simplă. Cum stai cu pacea? Cum stai cu liniștea? Cum stai cu anxietatea? E duminică dimineață. Deja te gândești la luni, în timp ce eu predic, ce te așteaptă la servici, cum e cu targetul, cine e în concediu medical, nu? Cum e, frate Crist? Da? Ce chestii mi-a dat șeful de rezolvat, nu le-am terminat săptămâna asta, sigur va fi... Trebuia să le termine, apropo. De ce n-ai muncit ca un rob bun și credincios? Cum stai cu anxietatea? Cu liniștea, cu pacea? În familie, câte cupluri, soț-soție creștine, care n-au pace între ele? Vezi lucrul, soțul, e frică că să nu afle soția ceva, un gând. Un gând, câteodată niște chestii așa de banale, suntem așa de penibili, de multe ori. Un gând, așa, un gând, micuț, care știe că dacă soția, nu știu, vrea să meargă la tenis, da? Păi dacă soția ar ști că eu mă gândesc unul la tenis, care exploda și s-ar duce pacea din familie. Sau alte lucruri, nu știu, ori tot felul de banalități. Cum stăm cu pacea? Cât de mare este pacea în familia noastră? Cât de ușor este ea tulburată? Dar dacă ar veni o persecuție reală? Dacă familia noastră ar trebui să sufere pentru Hristos? Dacă Hristos ne-ar chema să ne punem în pericol familia noastră pentru numele Lui? Și soțul ar zice: mergem. Mergem. Riscăm. Riscăm viața copiilor noștri. Și soția ar zice: te duci tu. Eu nu-mi risc viața. Te duci tu singur. Citeam, nu mai rețin numele, dar citeam despre un păstor baptist care, cred că în țările nordice, la un moment dat, în timpul reformei, a ajuns persecutat de biserica de stat. Omul acesta avea 8 copii, cred, și unul care era pe drum, cum se spune. Și a venit sentința pentru credința lui că el este un eretic și urma ca să fie ars pe rug. Și autoritățile i-au permis ca să își mai vadă soția înainte de execuție o singură dată. Și soția a mers la el în celulă și a stat de vorbă doar câteva minute și l-a încurajat ca orice ar fi el să nu dea înapoi. Și la un moment dat, în cartea respectivă, se documentat istoric, faptul că omul acesta și-a văzut următorul copil nou născut pentru prima dată în brațele soției, în timp ce mergea să fie legat de rug, să fie ars. Și soția n-a clipit. Și noi ne certăm de la... și ne părăsim ipotetic, știi, divorțurile astea ipotetice.
soți și soții care oricând sunt gata să spună, știi ce, eu te las, gata, nu mai pot. Nu mai poți? Cum stăm cu pacea? În familie, la muncă, în societate, în biserică. O avem? Atunci când avem pacea lui Dumnezeu, ea se resimte în toate sferele vieții noastre. Atunci când muncim pentru slava lui Dumnezeu, după principiile lui Dumnezeu, avem pace și liniște în munca noastră, la serviciul nostru, în afacerea noastră. Există o valoare supremă care nu poți câștiga, dar o poți primi în dar. Și aceasta este pacea cu Dumnezeu. Este pacea lui Dumnezeu. Nu poți munci pentru ea. Nu poți să o câștigi, nu poți să o plătești. Ți se dă în dar, în meritul jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Și este o pace pentru viața aceasta și este o pace pentru cea viitoare. Orice strădanie, orice chin, orice efort omenesc nu va putea obține ceea ce Dumnezeu oferă în dar. Și ar altera, ar strica doar lucrarea desăvârșită a lui Hristos. Trebuie doar să ne încredem în ceea ce El a lucrat pentru noi și în ceea ce El lucrează în noi prin lucrarea Duhului Sfânt. Atât putem noi ca să facem. Al doilea rând, există nu doar acest efect veșnic care se resimte temporal, dar există tot felul de efecte temporale, de nemulțumire, de lipsă de satisfacție despre care vorbeam. De aceea, în Proverbe 23, de exemplu, ni se spune ca să nu fim cu privirea pe asemenea lucruri, să nu căutăm averile acestea, să nu vrem ca să le avem, să nu vrem să ne îmbogățim. Spune în felul următor în Proverbe 23. Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte. Pune-ți un cuțit în gât. Ce expresie, ce radical. De ce? Dacă ești prea lacom, nu pofti mâncărurile lui alese, că sunt o hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Valorile lumii acesteia sunt trecătoare. Ele de cele mai multe ori nu țin nici măcar în viața aceasta. Nu numai că mor tu și le lași în urmă, da? Cât cumperi ceva, nu știu, un telefon. Cât ține telefonul? Cam cât ține garanția, că așa sunt făcute, da? Dacă ai 2 ani garanție, la 2 ani și o lună, el e mort. Da? Nu e mai bun de nimic. Tu te-ai chinuit, l-ai luat în rate, ți-ai făcut abonament și așa mai departe. Și constați că nu te ține. Îți cumperi o mașină. Cât ține mașina aia? O lună, două, un an? Până la urmă devine o povară. Sau alte lucruri. Cât te chinui ca să obții niște lucruri care tu erai sigur că vor fi o fericire maximă pentru tine. Muncești un an, doi, trei și după aia te bucuri o săptămână, două, trei săptămâni și îți trebuie un nou lucru, o nouă țintă. Bucuriile vieții acesteia sunt trecătoare chiar aici și acum. Trec de la o zi la alta. Astăzi nu mai poți fără ceva. Copiii, dar și adulții deja, că suntem bombardați de societatea noastră. Mami, tati, nu pot, dacă nu-mi cumpere aia, nu pot să trăiesc. Și cum are jucăria respectivă? Nu mai vrea. Nu mai vrea. Steve Jobs zicea la un moment dat, lumea nu știe de ce are nevoie până nu le arăți. Înțelegeți, zice, vând ăștia telefoane cum vând. Că tu n-aveai nevoie de el. Nu-ți trebuia nimeni înainte ca să arate cineva o tabletă, n-a avut nevoie de tabletă. Nu era undeva un om care stătea și zicea, măi, dacă nu mai aș avea o tabletă, sau o plasmă, sau orice altceva. Oamenii ăștia au inventat nevoi pentru noi. Și ne-au pus frumos pe un platou și din momentul acela ai zis, nu pot trăi fără ele. Nu știu cum am trăit până acum. Da, chiar așa, cum mii de ani de istorie până acum oamenii au trăit. Nu înțeleg cum n-au sistat din existență. Creează pur și simplu nevoi pentru noi. Valorile lumii acestea sunt trecătoare.
ele se descompun. Azi ai cumpărat ceva, mâine este stricat. Azi te bucuri de ceva, mâine nu mai îți produce nicio bucurie. De ce? Pentru că n-am fost creați de Dumnezeu să fim împliniți în aceste lucruri. Am fost creați ca să fim împliniți în El. Pentru slava Lui. Este singura menire în viață care îți va da împlinire. În al doilea rând, munca din motivații greșite și prin metode greșite produce suferință și durere. 1 Timotei 6:10, Apostolul Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii care au tânjit după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu multe dureri. Și pe câți alții ne-au străpuns prin goana lor nebună. Ea produce sărăcie în mod final. Produce nemulțumire, nesatisfacție, suferință, durere. Și cel mai trist este că toată goana asta după bogăție, în final, când nu este după voia lui Dumnezeu, produce sărăcie. În primul rând că o etică de muncă greșită, adică dacă vrei numai să lenevești, duce în mod natural la sărăcie. Biblia ne spune asta, logica ne spune asta, da? Am văzut acel verset din Proverbe 14, în orice muncă grea există și un câștig, dar a vorbi doar duce numai la sărăcie. Să practică în România, să vorbește foarte mult despre muncă în România, să muncește foarte puțin. Să vorbește foarte mult despre autostrăzi, să construiesc foarte puține autostrăzi. Da? Să vorbește foarte mult despre proiecte și să realizează prea puține proiecte. Prea puțină muncă, prea multă vorbă. Da? O etică de muncă greșită produce sărăcie. Foarte mulți oameni sunt săraci pentru că nu muncesc. Sau pentru că nu muncesc cum ar trebui să muncească. E simplu. E simplu, da, există oameni sărmani, există oameni norociți și există nenorociți. E o diferență. Oameni care sunt nenorociți prin circumstanțe și oameni care sunt niște nenorociți. Sunt două lucruri diferite. Din păcate, de multe ori, suntem doar niște nenorociți care nu vrem să muncim. Punct. Și neamul nostru, cel puțin în ultimele două generații, suferă din cauza asta. Suferă. Am adus pe unteașul de peste drum la biserică într-o zi și povestea la Radu și Radu a ascultat cu așa pasiune. Radu e un suflet bătrân, așa, de a ieși grizonat. Și povestea unteașul cum pe vremuri, unteașul acum la imediat spre 90 de ani, ne-a rugat când am plecat de acasă să-l aducem la piață. Mergea la piață să-și vândă marfă. Da? Cu un rucsac în spate, de o zi Radu când i l-a pus în spate, îl durea mâna pe Radu. Și ne povestea pe mașină cum pe vremuri mergea din Brebi 15 km de la 2 dimineața iarna cu sania să vândă lemne. Pentru că aici în oraș încălzirea era pe lemn, pe sobă. La 2 dimineața mergea să vândă lemne cu sania. Dar astăzi ce să lucrez eu pe 15 milioane 8 ore cu pauză de masă și bonuri. Mulți oameni nu au pentru că nu muncesc. E simplu, da? E foarte simplu. O etică de muncă alterată, stricată, necreștină, produce sărăcie. În același timp, o muncă fără etică, fără scrupule, fără moralitate, chiar dacă produce până la urmă o avere, este o avere nesigură și duce la pușcărie. Și este normal, da? Este normal. Până la urmă, ea poate să dispară în orice moment, pentru că ea este necinstită. Este necinstită. Cum ai strâns-o, așa de repede poate fi confiscată, da? Probabil că vă gândiți, bine frate, dar totuși celor răi le merge bine. Înțeleg că tu îmi zici principiile astea și am văzut cum trebuie să muncim și de ce trebuie să muncim, dar mă uit la cei din jurul meu și o duc mai bine ca mine și ei n-au principiile astea. Și așa este, într-un oarecare fel, dacă măsura succesului sunt banii care iau în cont, dacă ăsta e succesul și pentru tine, așa este.
Dacă asta ar fi ținta vieții tale, atunci abandonează tot ceea ce ai învățat aici și trăiești ca ei. E simplu. Dar dacă ne uităm dincolo de aspectul material, chiar în viața aceasta, ne uităm la sănătatea lor sentimentală, ne uităm la pacea, liniștea din casa lor, din familia lor, din inima lor, ne uităm la cum dorm noaptea, ne uităm la cât de fericiți sunt, vom vedea că nu sunt chiar așa de câștigați, nici măcar aici și acum. Nu dorm noaptea că nu știu cum să facă mișcări la conturi ca să nu-i prindă. Da? Nu dorm noaptea de frică că o să le dispară averea. Nu dorm noaptea de frică că dușmanii care i-au țepuit vin să-i țepuiască. Un termen care eu nici nu știam că există în limba română până acum recent. A țepui. Nu, e ciudată etimologia, nu știu, de la Vlad Țepeș vine. Nu, probabil. A țepui ca Țepeș, dar financiar. N-au bucurie, n-au liniște. Și noi știm asta. Îi cunoaștem suficient de bine să știm asta și totuși ne dorim ca să fim ca și ei. Știți care este problema? Problema este că binele lor este de unică folosință. Munca lor este investită în obiecte de unică folosință. Pentru că în final, toate aceste lucruri vor arde. Se vor topi. Asta ne spune Biblia. Ne-am învățat împreună cu fratele Andrei din 2 Petru 3:11. Apostolul Petru ne spune, având în vedere că toate aceste lucruri vor fi distruse, adică realmente termenul înseamnă se vor topi. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, trăind niște vieți sfinte și evlavioase? Adică nu-ți risipi viața investind în bucurii de unică folosință. Astea sunt toate bucurile acestea materiale. De unică folosință, maxim până când mori. Maxim. Dar după aia vine judecata. Vine focul. Și le va arde pe toate. Și dacă speranța ta a fost în ele, te va arde și pe tine. Și vei arde o veșnicie. Dacă bucuria ta nu este Hristos. În concluzie, munca este pentru slava lui Dumnezeu. Și munca care este pentru slava lui Dumnezeu și care este prin metodele lui Dumnezeu are efectul de a-L proslăvi pe Dumnezeu, de a-L arăta pe Dumnezeu ca și ceea ce El este cu adevărat. Și de a ne produce nouă bucurie și temporală și veșnică. Pace și aici și acum cu Dumnezeu și veșnică. Liniște aici și liniște în veșnicie. Bucurie aici în Dumnezeu și bucurie în veșnicie în Dumnezeu. În schimb ce, munca pentru propria slavă îl dezonorează pe Dumnezeu. Și este păguboasă și în veacul acesta și în cel viitor. Nu vei fi fericit nici aici și la final de viață vine judecata când va trebui să răspunzi pentru orice necinstire și orice dezonorare a lui Dumnezeu. De ce să-ți irosești viața în niște bucurii temporare? Când darul lui Dumnezeu, fără plată, este bucuria veșnică în Hristos. Îmi doresc asta pentru fiecare dintre voi și îmi doresc ca biserica noastră să fie una care înțelege menirea noastră de a-L proslăvi pe Dumnezeu prin toate lucrurile. Amin.